Ei, salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un episod de CSGO. Astăzi o să vă prezint noua mapă Canals. Bă, din ce am auzit, că nu este prea bine optimizată, adică ai foarte puține FPS-uri, dar o să vedem chestia asta și noua cutie care a apărut Spectrum Case, care are câteva skin-uri noi, le puteți vedea chiar aici. Bă, părerea mea despre aceste chestii știți care mi se pare o chestie ciudată să... Adică, unii care joacă CS n-au PC-uri foarte bune și vă dați seama că nu toți își permit un PC, de exemplu, de 1000 de euro. Bine, oricum PC-ul meu nu mai e 1000 de euro, dar zic așa ca idee, nu toți își permit PC-uri bune. Faceți și voi, pula mea, mape optimizate cu aia, adevărat acum. Chiar e ciudat, uite, astea sunt skin-urile. Aici nimic, nu mai e nimic, ok. Hai să intrăm pe Canals. Stai, nu aici, unde Canals, 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 unde-i mă mapa Canals? Ia uite-o, mă, Canals. Ha, no boots. Hai să vedem, fraților, cum e mapa Canals. Da, v-am zis, prin aprilie o să-mi iau microfon nou, o să-mi iau Samsung Go, o să-mi iau și pop filter și braț, o să-l fac ca lumea, o să facem YouTube ca lumea din aprilie. Da, deocamdată v-am zis, am un microfon ceva de la 100 de lei, 90 de lei, dar o să încerc să fac ce pot eu, ok, băieții, nu vă supărați. Acum sper să meargă, ok, mapa asta poate o să și joc un competitiv pe ea, nu acum. Altă dată, dar oricum o să joci cu competitiv dacă e optimizată cât de cât. Aparent se încarcă foarte rapid, din câte putem observa, adică se încarcă, cred că deja intram de 10 ori pe DAZ2, ești nebun. Dar da, este ok, ne simțim bine. Wow, cred că o să stau jumătate de oră în loading screen, nu știu ce am impresia asta. Na, și apare mapa asta, este foarte, foarte optimizată, adică din câte se poate observa, intru foarte rapid pe ea, adică da, nu știu dacă e prima, dacă e pentru că intru prima dată pe ea, dar n-are legătură pentru că na. Stați așa un pic. Așa, mă uit la ceva. Hai, frate, să încarcă și noi. Nu, s-a blocat CS-ul. Minunat. Vedeți și voi ce mapă foarte optimizată avem aici în față, adică avem cea mai optimizată mapă din CS:GO. Hai, te rog. Ah, ok, se încarcă, se încarcă. Hai că se încarcă. A fost o mișcare, am văzut o mișcare, pot să jur că am văzut cea mai mică mișcare, dar am văzut-o. Ia uite-o, mă, că s-o încărca mâncața și gurița ta. Bine, bă. Ai 60 de FPS-uri, nu spune că e chiar așa de neoptimizată. Ah, e ok mapa, 100 de FPS-uri, 300 dacă mă întorc, 3, 400. Nu prea mă atrage ceva la mapa asta, dar pot să spun că e destul de neoptimizată. 100 de FPS-uri, ok, să-ți volume. Ah. Holy fuck, ce mapă, bă! Ce ciudat arată, stai. Give weapon on like a 47. Server cheat zone, give weapon. Volume 0.10. Sau nu, 0.15 las. Dar o să-mi dau eu mai încet la sunarul de la căști, că mă surzește, man. Stai, mă, că mă surzește. Gata. Deci, și cum am fost asta până la urmă? Băi, ok, dar... Serios, acum. O să sar aici? No, îmi spune. No, ai ce șmecher, bă. Până unde pot să mă duc? Na, no, asta chiar e. Și pe aici poți să mergi? Ia să un pic. Băi, cea mai șmecher. Asta e spawn-ul cumva? Nu sunt sigur, dar uite ce șmecher. Stai camp aici. Ce dracu sunt? What? Mă rog, stai camp aici. Și stai acolo, asta e. Bind, no, clip. Așa. Hai să vedem. Ce mai e pe aici, măi, băi? Aici poți să mergi? Interes... What? Nu, nu poți să mergi. E interzis acolo. Aici poți să sari? Nu, nu poți să sari. Ok, deci spawn-ul, hai să reintrăm MP Online Restart Game. Hai să mergem la spawn-ul Tero din nou. Give weapon AK-47 pentru că asta e... Bă, MP Freeze Time 0.2. 0.01, de fapt. 0.01. Ca să nu ne mai pună să așteptăm. Bă, mapa este ok. Bă, nu știu de ce ziceau unii că nu e chiar bine. E foarte prost optimizată față de alte mape, dar totuși eu filmez cu OBS-ul. Și filmez 1080p 60 fps-uri. Și merge 300 de fps-uri câteodată. Odată în 160, 150, dar e ok. Ia, aici când ieșim la detalii, uite, 200 de 300 fps-uri aproape. Bă, pentru mine e destul de ok mapa asta. Nu știu pentru voi cum e, dar pentru mine e destul de ok. Mi se pare un pic cam ciudat, adică să scadă așa de mult frame-urile la 100. E un pic cam nasol, ia uite. Ah, 300. Hai că merge ok. Mesce. Stai că aici am fost. Aici era B-ul. Unde-i frate B-ul? Stai. Deci mergem înainte ca să mergem la... Hai să văd și eu B-side-ul, că sunt chiar curios. Unde-i B-side-ul? Aici o fi? Bă, oricum e foarte... Ia. B.
Băi, a, hai să mergem în A-side. Unde e A-side-ul? Da. Aici o fi? A, mă, cred că aici e. Stai. Nu. Unde e, frate, A-side-ul? A, uite că mi le arată pe mapă, bă, prost, bă, bă, bă. Aici. Wow. Wow. Suntem într-o clădire. Adevărat? Și poți să te ascunzi undeva pe aici? Ia stai un pic. Să văd dacă poți să stai camp, dacă te rog. Așa chiar ar fi șmecher. Uite aici ceva. Și când l-auzi că dă defuse, vii repede și l-o mori. Și ceva de genul, da? Nu știu, nu prea, nu mă atrage nimic la mapa asta, să zici că e ceva diferit, ceva foarte ea. Stau aici. Dă-i defuse? Bam. Nu, frate, chiar nu, nu, nu știu, frate, ce să zic. Dar e destul de foarte fain, adică e așa design-ul, fac, adică alte mape sunt simple, dar și, nu știu, ia, să mor tu că... No, hai, mamă, bă, deci, uite, uite unde poți să. Vine unul să dea defuse la bombă, uite, stai aici, în colț. Apantez bomba acolo și el vine pe aici ca să-i dea defuse, nu știu, stai aici. Super șmecher, frate, super, super șmecher. Dar ce-ar mai fi pe aici? Asta e că bubuie bomba. Hai să mergem ca City, mp, restart, restart, game 1, mp, start, money 16.000, mp, restart, game 1, ok. Aia să-mi iau și un AVP, dacă e, și cam atât. Să-mi iau toate astea. Vă dați și voi like la acest episod dacă vreți să vedeți. A, 150 de frame-uri? A, 145, da, clar, nu, mapa asta nu e ce trebuie, da, nu. Deci nu, de, uite, 300, dacă mă uite jos, 3, da, da, mă, da, uite, mă, 170. Am văzut că și colo avea tot ceva de genul, dar mă mir că eu am PC mult mai slab decât alu colo. Nu știu de ce. Sau cam atâta te duce pe mapa asta, adică ce se duce cam orice PC decent din ziua de azi. Asta e faza, știți? Asta e. Hai să uităm pe aici. Mamă, ce fra... Stai un pic, mă scar prin ochi. Băi, cine Nicole aici? Să moară familia mea. Ia. Bă, lasă-mă. Da, dar aici nu prea ai ce să stai chem. Ah, side-ul e aici, bă, stai că l-am văzut. Side-ul. Ei-ul. Bă. Ia, nu, 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 nu ce trebuie, frate. Uite, uite ce prostesc. Like, uite-te, uite-te la chestia asta. Unde poți să stai? Eu plantez bomba, uite, să stai aici, dar te vezi ușor. Nu știu, dai un smoke, nu știu, stai la ninja aici sau... Ia. Nu știu, oricum nu, nu-mi place. Ia să ne urcăm un pic sus să văd cam așa în mare ce ar fi pe aici de prezentat. Chiar n-am nici măcar o idee ce aș putea să prezint aici. Ia, stai, stai, mă, urcă-te, mă, sus. Uite, ce e asta? Deci poți să urci? Bă, deci aparent asta e o mapă super șmecheră pentru că poți să mergi prin apă și asta îmi place. Wait, what? A, stai, mă, că podul ăsta normal nu e pe mapă, mă, stai, mă, uite pe aici. Poți să mergi pe a, prin apă, asta îmi place cel mai mult la mapă asta, uite. Și nu te lasă, mă, ești nebun, nu te lasă, uite. Asta, nu te lasă. Dar oricum, ce mai mult îmi place la mapa asta, că poți să mergi prin apă. Asta e cel mai șmecher, frate. Cel mai fucking șmecher, că poți să mergi prin apă. Tu și poți sta. What the fuck? Is that shit? Ok, asta a terminat. MP, round, round, time, underline, diffuse, 60. MP, race... Ah, e 60 de minute, ok. Bă, ce ar mai fi de prezentat ar fi... Uite și pe aici. Da, de aici cred că e deja finalul, uite, deci nu mai poți, ia. Ce e aici? Nu poți, nu? Sau? Ba mă, poți, ești nebun? B. Ia, uite mă că sunt mai multe căi ca să poți să mergi, B, da? Nu știu, nu... Uite, cam o părere finală, nu știu, nu e chiar ce... Ia să zic un FPS max 120, asta să văd ceva. Ah, ok. Never mind. Bă, cam asta ar fi... Ia, n-ai voie cu fotografii, cu țigară... Ce vrea să zică chestia asta? Că habar nu am să moară familia mea. Ia să spun un pic să mă uit pe aici. A, dar stai că voi nu vedeți, bă. Mă rog. O să ne uităm și la noua cutie, dar... Nu știu, nu, chiar azi știți că mie nu-mi plac cutiile pentru că niciodată n-am avut volanul să-mi pice. De fapt, doar odată mi-a picat un cuțit, dar doar odată în 200 de cutii cât am deschis. 100, de fapt nu a fost 100, a fost 100. În total, de când mă joc CS din 2012, 100 de cutii am deschis și niciodată n-a fost ce trebuie, n-a, chiar nu. N-a fost ce trebuie. Cam atâta ar fi cu mapa, adică nu știu, side-urile mă interesează să fie locuri de camp. Am văzut câteva locuri de camp, super șmecher, uite cum ar fi. Asta. O să ajungi aici? Aici. Uite, stai aici în colț și l-aștepți pe la acolo. Și el nu cred că te poate, uite, de exemplu, până iese el și te vede pe tine, tu deja l-ai împușcat dacă ai reacții bune. Dacă ești silver, nu prea ai șanse, dar zic așa ca e de dacă ești, uite, un gol Nova sau MG, uite, stai aici, îl vezi, fac, știi?
Și el nici n-a pucat să te vadă. Sau uite, se uită, el vine pe aici și tu, el când se uită acolo, tu îl împuști, știi? Asta e un loc de camp, de exemplu. Sau, am mai văzut unul aici, stai, unde era? Uite ăsta. Uite aici, foarte șmecher. Da, ăsta e, ăsta e city base, deci nu știu cum ai putea să ajungi ca te rog așa de repede aici să stai camp, știi? Dar zic așa că ai des mult de locuri de camp, asta îmi place. Ce nu-mi place e că e foarte prost optimizată. Adică eu care am un PC decent, dar poate unul ai un PC de la mai vechi, uite, Pentium 4, sau nu știu, uite, un i3, cred că un i3 cu 4 GB de RAM aici n-ar merge ca la mea, ar merge în 60 FPS ori 50, pentru mine nu-i jucabil, adică, nu știu, mi se mișcă mouse-ul foarte prost, uite, uite cum mi se mișcă în 60 FPS ori, tu ești tâmpit. Și voi pe filmare cel mai probabil vedeți bine, pentru că filmez în 60 fps, dar mie nu merge bine. Chiar nu. Noi ce trebuie? Face așa, face linie ecranul foarte nasol și eu tot timpul trebuie să joc cu FPS max 120 sau 0, știi da? Acum joc pe 0. Deci nu-i ce trebuie, frate, nu-i ce trebuie. Uite, nici măcar nu mi se vede reflexia în apă, băi! Hello? Reflexie? Deci nu mi se vede reflexia în apă, nu înțeleg de ce, dar nu mi se vede reflexia în apă, ceea ce este foarte ciudat. Și aparent de aici nu mai poți să ieși, odată ce ai, a, ba, da, poți să ieși, frate, stai că n-am văzut. Dăm un disconnect, hai să vedem cutia. Aici ar fi. Spectrum, ba, ca ăsta e super șmecher, Bloodsport, arată destul de șmecher pentru mine, nu știu, părerea mea, nu știu acum ce zice voi de el. USP-ul, ăsta arată ok. Ia să-ți un pic. Noul cuțit? Există vreun nou cuțit? Nu, doar skin-uri, astea sunt primă. Cât costă Bloodsport-ul ăsta? Asta sunt un pic. Market. Dați-mă un pic să vă fac și pe voi să vedeți, adică ce faci mai ești țigănii de astea, astea, așa. Cu pe al doilea monitor ăsta. Așa, hai să vedem. Market. AK47 Bloodsport era? Cum era mă AK-ul ăla? Stați un pic să mă uit. Let me verificate. Bloodsport, mă. Bloodsport, ok. Bloodsport. Oh my god! 263! Oh my god! Bă, ești tâmpit la cap. Da, dar nu ăsta e prețul, nu ăsta e prețul. Nu, chiar. Asta maxim 40 de euro poate să fie. Știți de ce? O pus-o asta la 200 de euro, dar o pus-o el. Putea să o pune și la 5.000 de euro. Știți ce zic? Dar dacă o să pună mai mult, o să scadă prețul. Inspecting game. Ia să vedem, frate, cum arată aici, nebun. Arată ok. Acum sunt pe window capture. Stai să dau pe game capture, că lăguiește un pic. Gata. Nu știu, frate, ce să zic. Arată ok, părerea mea. Acum nu știu ce să zic, dar... Nu, frate, chiar nu-i ce... Nu. Prea, zici că e mașină de curse aici, prost. Uite, zici că e mașină, semnele de pe mașinile de curse, vedeți? Stați un pic să mai văd aici, inspecting game. Hai să mai dau la câteva. Asta e USP, cum se numește ăla? USP Neonoir. Ce? Cum? Neonoir. USP Neonoir. 50 de euro. Și unul a pus la 100 de euro chestia asta. Wow. Uite nici ăsta. Ăsta arată cât de cât zici că e Hyperbeast. Și îmi place ăsta. Silent-ul cum arată. Adică e așa lucios. Dar rest nu prea. Nu-i ce trebuie, frate. Dar e ok. Ăsta chiar cât de cât. Adică nu e chiar ceea ce trebuie. Adică e destul de scump. 50 de euro. Ăsta n-o să stau să-l scriu. Decimator. M4A1 este cimator. 60 de euro. Ok. Well worn, 60 de euro. Ăsta arată ok. Chiar îmi place skin-ul ăsta. Uite și cum arată pe aici detaliile. Deci chiar îmi place. Chiar e super, super ok skin-ul. Puteau să facă și pe aici. Dacă era să nu lase chiar așa de gri. Să-l facă colorat, știi? Dar asta a fost alegerea lor. Nu pot să-i critic. Ala-i tati ăsta. Dacă e mai jos de 100 de euro îl și iau. Fever Dream. Ia seama. Fever Dream. Dream am zis mai, nu Dream. Băi, 30 de euro ești tâmpit? Bă, stai frate că e 30 de euro. Baby Factory New ești 5-6. O fost în puii mei și pe... L-o cumpăra pe 16 martie un tip cu 200 de euro. Și acum a ajuns la 60 de euro. Căcatul ăsta l-a cumpărat un tip cu 200 de euro și acum a ajuns la 60 de euro. Țapă, țapă, ce țapă, ți-ai luat? Bă, deci niciodată, hai să vă dau un sfat, niciodată să nu vă cumpărați skin-uri foarte scumpe când apar. Pentru că după aia, în 10 ore maxim, le scad prețul cu 50%. Poate chiar mai mult. De exemplu, uite, un tip a cumpărat AWP-ul ăsta cu 229 de euro. Și acum skin-ul este în...
63 de euro, băi, 63 de euro, tu ești tâmpit la cap. Uite, l-o vându cu 200 de euro, băi, oaie, l-o vându cu 200 de euro, băi, ce bulan să vinzi o armă de 50 de euro cu 200. Băi, foarte mare oricum, bă, update-ul ăsta m-a dezamăgit cam ca ăla de la Nuke. Și m-a dezamăgit mapa, nu m-a dezamăgit în general. Skin-urile super ok, dar mapa, nu știu să mai, adică e ok, dar să mai lucreze la optimizare, pentru că dacă eu am 150 de FPS-uri și pe Inferno, care și aia era prost optimizată cât de cât, adică nu chiar prost optimizată, dar era oricum mai prost optimizată decât Dust-ul. Bine, și mai multe detalii, dar asta să excludem. Aveam 250-300 de FPS-uri, care e o mapă destul de 250-300, cel mai puțin aveam. Dar pe asta 150 noi, nu-i ce trebuie, deci dacă vreți, nu știu, sper să optimizeze, nu știu, oricum, mapa e ok, așa, dar sper să optimizeze, adică eu pot să joc, dar alții cu PC-uri mai slabe nu pot să joace și nu e corect chiar așa, adică, pana mea, nu mi-ar conveni nici mie să am un PC mai slab și să nu pot să joc o mapă de CSGO care chiar arată super ok, știi? Deci sper să mai lucreze la optimizarea mapei. În rest, îmi place, sau fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și noi ne vedem data viitoare, salut!